ziua, dragi elevi! Vă salut la o nouă lecție de limba română. Suflă vânt de primăvară, ploaia bate în ferești. Hai, copii, grăbiți-vă la căsuța cu povești. Spuneți-mi, vă rog, de ce bunicii ne citesc povești? Sunt sigură, ați răspuns, poveștile ne învață ce e bine și ce e rău. Ne învață că binele trebuie să învingă. De aceea, lumea basmelor e o lume frumoasă, veselă. Priviți și ascultați atent cât de frumoasă este lumea basmelor. Am intrat în lumea poveștilor. Azi la lecție vom asculta povești, vom citi fragmente din povești, vom recunoaște personajele, vom povesti despre personajul preferat. Pentru început, vă propun să ghiciți personajele din povești. Vă spun niște ghicitori, iar voi ghiciți cine e. Știți voi oare o fetiță ce roșie avea scufiță? Corect, scufița roșie. Mergeți, Sanțoș și Fălos, a găsit punguța jos. Cine e? Corect, cocoșul. Pe perva stătea frumoasă, rumenă și cred, gustoasă. Și deodată a fugit, pe drum s-a rostogolit. Cine e? Corect, gogoașa. E un câine, dar mai mare, în pădure casă-și are. La fierar și ascute dinții, cine crezi că este? Corect, lupul. Ați ghicit corect toate personajele, dar cred că aveți unul preferat. Spuneți, care este personajul vostru preferat? Cum este el? Unele personaje s-au rătăcit. Ajutați-le să-și găsească poveștile. Gogoașa s-a rostogolit atât de mult că a uitat unde trebuie să meargă. Corect, gogoașa trebuie să meargă în povestea gogoașa. Din ce poveste a fugit cocoșul acesta? Corect, povestea lui e punguța cu doi bani. În ce poveste lupul își ascute dinții și limba? Corect,
în povestea Capra cu treiezi. Să numim împreună poveștile pe care le-am recunoscut. Capra cu treiezi, Cucuța cu doi bani, Cogoașa, Scufița roșie. Acum ascultați atent și să-mi spuneți din ce poveste este fragmentul. A fost odată ca niciodată, crede n-ar fi, nu s-ar povesti. O capră care avea trei iezi. Ei trăiau fericiți într-o casă de la marginea pădurii și atunci când mama era prin preajmă, se jucau lipsiți de griji pe imașul de lângă casă. Iedul cel mare și cu cel mijlociu erau neastâmpărați, iar cel mic era harnic și cu minte. Într-o zi, capra chemă iezii și le spuse: dragii mamei copilași, eu mă duc în pădure să vă aduc ceva de alegurii, iar voi încuiați ușa după mine și să nu deschideți până nu veți auzi glasul meu. Ca să mă recunoașteți, am să vă cânt așa: treieți, cucuieți, ușa mamei descuieți, că mama va duce vouă frunze-n buze, lapte o mare, drop de sare, în spinare, mălăieși, încălcâieși, smog de flori pe subsuor. Poți să am încredere în voi? Da, mămică! Să n-ai nicio grijă, mămică! Noi suntem deja băieți mari! Odată ce am vorbit, vorbit rămâne. Dacă e așa, veniți să vă sărute, mama. Aveți grijă unul de altul. Mergi sănătoasă, mămică. Să te întorci înapoi cu bine și să ne aduci de mâncare. Capra ieși și se duse în treaba ei, iar iezii închiseră ușa și traseră zăvorul. Dar vorba veche: pereții au urechi și ferestrele ochi. Lupul, un prieten de-al caprei, care de mult pândea prilejul să mănânce iezii, trăgea cu urechea la peretele din dosul casei atunci când capra vorbea cu dânși. Bun, acum e timpul. Vai, ce poftă mi s-a făcut! De i-aș păcăli să-mi deschidă ușa. Doar asta-mi trebuie. Lupul se apropie de ușă, își drese vocea și începu să cânte: treiezi, cucuieți, ușa mamei descuieți, că mama va duce vouă frunze-n buze, lapte o mare, drop de sare, în spinare, mălăieși, încălcâieși, smoc de flori pe subsuori. Hai, deschideți fuguța, dragii mamei! Băieți, ați auzit? Haideți să deschidem, căci a venit mama și ne-a adus de mâncare! Să nu deschideți ușa, că asta nu e mama! Vocea ei nu este așa de profundă și răgușită, e mai subțire și mai frumoasă! Lupul auzi aceste cuvinte, se duse la un fierar și ceru să-i ascute limba și dinții pentru a-și subția glasul. Apoi se întoarse și cântă încă o dată: treieți, cucuieți, ușa mamei descuieți. Ei, auziți? Dacă nu-i mămica, atunci cine-i? Am și eu urechi, să știți. Mă duc să-i deschid. Frățioare, frățioare, nu deschide! Cineva vrea să ne păcălească. Dacă mă voi potrivi vouă, mămica va sta mult și bine afară. Eu unul, mă duc să-i deschid. Atunci, mezinul se vârâ iute în horn, iar cel mijlociu, țuști sub covată. Fugă rușinoasă, dar-i sănătoasă. Când cel mare trase zăvorul, lupul dădu buzna în casă și nici una, nici două îl înghiți pe iedul cel mare. Oare unde-o fi ceilalți? Parcă au intrat în pământ. Lupul scotoci prin casă, însă iezii ei de unde nu-s. Atunci lupul se așeze pe covată să se odihnească și strănute odată din răsputeri. Să-ți fie de bine, lupule! Pă! Aici mi-ai fost, ghidușule! Ia vino la mine să te pup! Lupul ridică covata și îl înghiți pe iedul mijlociu. Vorba aia, pasărea pe limba ei piere. Pe urmă se învârti prin casă, însă nu găsi nimic și-și căută de drum. Imediat, iedul cel mic se dădu jos din horn, încuie bine ușa și se puse pe plâns. Drăguții mei frățioari, de m-ați fi ascultat, lupul nu va
ar fi mâncat? Biata mamă nu știe ce a venit pe capul ei. Între timp, iată că și capra veni acasă încărcată cu dealecuri. Ea se apropie de ușă și cum ajunse, începu să cânte. Trăiesc, cucuieți, ușa mamei descuieți, că mama va duce vouă frunze-n buze, lapte o mare, drop de sare în spinare, mălăieși în călcâieși, smog de flori pe subsuori. Iedul mezin sări iute și deschise ușa mamei, apoi se aruncă în brațele ei povestindu-i cele întâmplate. Aoleu, cine? Lupul? El care mi-a promis să nu-mi sperie copilașii? Lasă, lupule, că te-o învăța eu minte. Aproape de casa caprei era o groapă adâncă și acolo zăcea speranța ei. Capra își suflecă mâinicile și se puse pe făcut bucate: sarmale, plăcinte, budincă, friptură, toate gustoase. După, umplu groapa cu jăratic, puse deasupra gropii un mănunchi de noiere și înșire peste ele un fraf de frunze și niște țărână. Apoi pregăti un scaun de ceară special pentru lup și se duse să-l caute prin pădure ca să-l poftească la masă. Peste un timp îl și găsi trântit sub un copac. Bună ziua! Ia spune, ce vânt te-a bătut pe aici? Bună să-ți fie inima, lupule! Of, nu știu cine a fost la mine acasă în lipsa mea și i-am fulecat pe copilașii mei. Nu mai spune! Vai de mine! Or să spun, or să nu spun, că mi-e tot una. Ei mititei nu mai sunt și vreau să te poftesc la masă, să mâncăm ceva în cinstea lor. Și așa, capra pornind înainte plângând și lupul după dânsa, prefăcându-se că plânge și el. Se vede că de ce ți-e mai drag pe lume, de aceea n-ai parte. Așa e, dar ce să-i faci? Nu-ți fă atâta inimă rea. Și așa, din vorbă în vorbă, ajunseră la casa caprei. Capra luă scaunul de ceară și îl puse deasupra gropii acoperite. Ia, poftim, lupule, stai jos, nu te osteni. Gustă din bucatele pe care le-am pregătit. Capra puse bucatele pe masă în fața lupului și el începu să mănânce cu nesaț, de intrau bucatele întregi pe gât. Cum se ospătă, ceara se topi și... buf! Lupul căzu zgomotos în groapa cu jăratic. Ei bine, lupule, până aici ți-a fost, după fapte și răsplată. Valeu, tulpile mele, scoate-mă de aici că mi-arde și inima! Ba nu, lupule, că și mie mi-arde sufletul. Ții minte când mi-ai promis să nu te atingi de ieduții mei? Așa te ții tu de cuvânt. Aoleu, aoleu, e fierbinte! Nu mă lăsa aici, scoate-mă, te rog! Să știi altădată, să nu te pui cu o mamă care își iubește pui. Și așa se răzbune capra pe lupul pofticios. Iar caprele din vecinătate, auzind una ca asta, tare le păru bine. Se adunară toate și o mulțumire pentru isprava făcută și pentru că au scăpat în sfârșit de lupul hăpsân. Eram și eu acolo de față. Și îndată după aceea am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa. Și am mai încălecat pe-o roată și v-am spus povestea toată. Corect! Din povestea Capra cu Trăiezi. Priviți atent imaginile de pe ecran, ascultați povestea și puneți imaginile în ordinea corectă, ca în poveste. Era odată o babă și un moșneac. Baba avea o găină, dar moșneagul un cocoș. Într-o zi, moșneagul îi zice babei:
Măi, babă, ce mănânci singură? Ia dă-mi și mie niște ouă. Da, cum să nu? Dacă vrei ouă, bate și tu cocoșul tău să facă ouă și-i mânca. Moșneagul se ia după gura babei, prinde cocoșul, îl bate zicând: na, ori e ouă, ori te ouă aici, cred că, da? Na, na, ori te ouă, ori du-te de la casa mea. Cocoșul a fugit de acasă și umbla pe drumuri. Și iaca, găsește o punguță cu doi bani. Pe drum se întâlnește cu un boier și sluga lui, care îi ia punguța. Cocoșul supărat se ia după boier și cântă: cucurigu, boier mar, dați punguța cu doi bani! Verifică dacă ai ordonat corect imaginile. Cunoașteți foarte bine povestea Gogoașa din clasa 1. Să ne amintim cum am înscenat această poveste. Fiți atenți, ascultați și spuneți la timp cuvintele. Vai, ce gogoașă frumoasă și rumene! Am să te mănânc! A fost odată ca niciodată o babă și un moșneag. Într-o bună zi, moșneagul îi spune babei: babă, fă-mi, te rog, o gogoașă. Nu avem făină. Te rog! Bine, mă duc să caut. Se duce baba în hambar, scutură sacii, adună puțină făină și coace o gogoașă frumoasă și rumină. Pune baba gogoașa pe fereastră, gogoașa stă că stă și se rostogolește în curte apoi pe cărare. Se rostogolește gogoașa, se rostogolește și cântă: sunt gogoașă rumenită, din făină albă gătită, de prin ladă adunată, cu smântână amestecată, în cuptor bine prăjită, pe fereastră răcorită. Se rostogolește gogoașa cât se rostogolește și se întâlnește cu un iepure. Vai, ce gogoașă frumoasă și rumina, am să te mănânc! Nu mă mânca, ascultă mai bine cântecul meu. Sunt gogoașă rumenită, din făină albă gătită, de prin ladă adunată, cu smântână amestecată, în cuptor bine prăjită, pe fereastră răcorită. De la moș eu am fugit, de la baba am fugit. Iepurilă, să știi bine, am să fug și de la tine. Și se rostogolește gogoașa mai departe. Se rostogolește gogoașa cât se rostogolește și se întâlnește cu un lup. Vai, ce gogoașă frumoasă și rumenă! Am să te mănânc! Nu mă mânca! Ascultă mai bine cântecul meu. Sunt gogoașă rumenită, din făină albă gătită, de prin ladă adunată, cu smântână amestecat, în cuptor bine prăjită, pe fereastră răcorită. De la muș am fugit, de la baba am fugit, de la iepuri am fugit. Lup bătrân, tu să știi bine, am să fug și de la tine. Și se rostogolește gogoașa mai departe. Se rostogolește gogoașa că se rostogolește și se întâlnește cu un urs. Vai, ce gogoașă frumoasă și rumenă! Am să te mănânc! Nu mă mânca, ursule! Ascultă mai bine cântecul meu! Sunt gogoașă rumenită, din făină albă gătită, de prin ladă adunată, cu smântână amestecată, în cuptor bine prăjită, pe fereastră răcorită. De la muș eu am fugit, de la baba am fugit, de la iepuri am fugit, de lupi eu am fugit. Moș Martine, să știi bine, am să fug și de la tine. Și se rostogolește gogoașa mai departe. Se rostogolește gogoașa cât se rostogolește și se întâlnește cu o vulpe. Bună ziua, gogoașa! Ce frumoasă și rumină ești! Am să te mănânc! Nu mă mânca, vulpe! Ascultă mai bine cântecul meu! Sunt gogoașă rumenită, din făină albă gătită, de prin ladă adunată, cu smântână amestecată, în cuptor bine prăjită, pe fereastră răcorită. De la moș eu am fugit, de la baba am fugit, de la iepuri am fugit, de lupi eu am fugit, de la urs eu am fugit. Vulpe dragă, să știi bine, am să fug și de la tine. Vai, ce cântec frumos! Te rog, vino mai aproape. Te aud bine. Urcă, te rog, pe botișorul meu și cântă-mi cântecul încă o dată. Gogoașa se așează pe botișorul vulpii și începe să cânte. Sunt gogoașă rumenită, iar vulpea, ha?
și a mâncat gogoașa. Iar eu am urcat pe roată și v-am spus povestea toată. Bravo! Foarte bine! Astăzi am fost în lumea basmelor. Cum este ea? Veselă, amuzantă, plină de aventuri, fantastică, minunată, captivantă. Și așa, dragi copii, mergând pe cărarea poveștilor, am ajuns la final. Să recapitulăm! A fost interesantă călătoria noastră în lumea poveștilor. Ne-am întâlnit cu eroii preferați, am ajutat personajele să-și găsească povestea. Am ascultat povești, am citit fragmente din povești. Citiți, copii, povești! Chiar și cei mai mari poieți seara au ascultat povești. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!